astăzi orice desenez prinde viață în GTA 5. Nu sunt cel mai bun la desen, însă hai să vedem ce desenăm noi prima dată. Mă gândeam la ceva mai troll, așa, nu știu, am putea face un burger, ori mi-l dă în mână, ori se transformă în ceva. Deci, normal vine chifla pe aici, vă dați seama că nimeni e simetric, deci avem aici chifla, bineînțeles, partea de sus, partea de jos, după aia putem să punem și noi niște salate din asta pe aici și niște carne, nu? Deci carnea o facem roșie pentru că ceva, n-am nicio idee, dar putea să fie ketchup-ul ăsta și cred că ceva de genul. Bine, punem și noi niște brânză. Mie îmi place burgerul să fie cu brânză. Dacă există așa ceva în GTA 5, bă, eu rămân șocat. Bă, ce s-a întâmplat? Ia uite, bă, frate, ce mi-a dat aici mare burger, what? Și cu chifla de sus și cu chifla de jos și are două felii de carne, nu una. Bă, cum există așa ceva în GTA 5? Eu n-am văzut așa ceva în viața mea. Ia uite aici cât de troll e. Imaginați-vă să te duci să jefăiești acum o bancă cu mașina asta. Păi nu-ți dă nimeni banii. Bă, stai că am făcut și accident pe aici. Doamne, ce-i mașina asta? Bă, și sare? What? Bro, ce e mașinuța asta? Bro, cred că ne-a poliția. Deci dacă ai voie și cu așa ceva pe stradă, nu se poate. Să mergem noi la o bancă, să încercăm să dăm un jaf. Bă, dar ce te ia în seamă acum, adică serios, cine te bagă în seamă cu o astfel de mașină? Nici măcar nu poți să o controlezi ca lumea. Bro, ia ce interior are. Nu pot să cred. Uitați-vă cum arată mașinuța asta în interior. Nu știu, zici că e mașină de copii, bro. Dar avem o bancă pe aici. Acum suntem foarte aproape de bancă, suntem aici la Fleca și practic o să parcăm exact aici în față. Dacă ne văd oamenii ăștia cu ce am venit, am venit cu mare burger, tată. Uite cum coborâm din mașina asta. Nu există așa ceva. Și hai să vedem. Deci, mâinile sus, dragilor. Hai, mâinile sus, dați banii că nu se mai poate. Uitați-vă cu ce am venit, cu dita mai burgerul. Am fost la Mac înainte. Hai, șefule, dă și tu banii. Adică nu vezi cu ce mașină am venit, de mare angajament aici. Hai, dă banii. Hai, bro, trebuie să trag aici ca să dai banii. Bă, eu v-am spus că nu o să ne ia în serios. Adică nici măcar n-a început să ne dea banii, voi vă dați seama? Am luat numai o săluță de poliție, în rest n-am luat mai nimic. Deci, da, misiunea asta nu prea a avut succes, băieți. Nu vrea să-mi dea șeful acesta banii. Dă, bă, banii, bă, banii, bă! Bam, au venit polițiștii, bro! Băi, eu mi-am dorit mereu o mașină șmecheră, frate. Mereu mi-am dorit o mașină șmecheră plină de luminițe din astea. Deci o să ne chinuim să facem o mașină șmecheră. Și vreau să scrieți în secțiunea de comentarii tu ce ai desena în GTA 5 dacă ai ști că devine realitate. Sunt foarte curios. Scrie în comentarii. Hai să-i facem prima dată roțile. Îi le facem așa. Știu că arată destul de nasol, dar îi le facem și noi așa un pic mai nasol. Bineînțeles, după aia o să facem mașina în sine. Deci o să fie ceva de genul. Și după aia îi facem aici și un spoiler. Vă dați seama. Deci vreau să aibă și un mic spoiler pe acolo. Cred că l-am făcut prea mare. Deci o să renunț la el. Îi facem un spoiler mai micuț. Și să fie în genul ăsta. Cred că v-ați dat seama deja de ce mașină este vorba. O să vedem după aia la final. Aici îi punem și noi să se vadă așa mai ascuțit, înțelegeți? Pentru că este o mașină sport. Bineînțeles, îi facem și o ușă. Și la final vă arăt ce brand este, ce fel de mașină este. Și vreau să fie colorată, bro. Vreau să aibă LED-uri din astea. Vreau să fie plină de culori, așa, nu știu, toate culorile să zboare pe ea. Adică, nu știu, vreau să fie ca o tastatură din aia RGB. Uite, dăm aici și cu galben, ceva de genul. Eu cred că arată destul de bine. Momentan arată ca și un semafor, dar înțelegeți voi. Iar aici în față o să facem și noi un logo mic și dacă își dă seama după logo-ul de la mașină despre ce e vorba, e prea tare. Bă, uitați-vă ce e în spatele meu, nu pot să cred așa ceva. Bă, a venit Moș Crăciun, what? Uitați-vă aici ce fel de mașină, deci n-ai cum așa ceva, bro. Deci exact ce desenez eu apare în GTA, what? Ia să vedem cum arată, deci uitați-vă, nu pot să cred, e ca și o tastatură din aia, what? Cu o tastatură RGB, deci se schimbă culorile în continuu, bro. N-ai cum așa ceva. Dar problema este că noi suntem pe o clădire. Deci acum coborâm să o testăm. Gata, băieți, am reușit să venim pe stradă. Bineînțeles cu magiile GTA-ului. Și hai să ne urcăm în mașină și o să testăm această minunăție. Deci n-ai cum, bro. Uitați-vă câte culori are și uitați-vă cum se vede. Wow!
uite cât de tare e, bro. Nu pot să cred, mamă, cam alunecă. Deci, da, e cam alunecoasă mașina asta. Bă, deja facem accident cu ea, bă, ce ai, dar n-ai cum. Deci mi se pare genial. Uitați-vă cum arată, bro. Ce-i cu mașinuța asta? Ia uite, asta e de drift mai mult, bro. Mașina asta e de drift mai mult. Ia să încercăm să facem drift cu ea, dar n-ai cum, bro. Deci alunecă în continuu, bro. Dar nu cred că e de la culori. Bă, deci este absolut genial. E ca o tastatură din aia care iluminează în continuu toate culorile, bro. Ce cu mașina asta, bro? Deci asta e mașină de miliardari, bro. Ce ai? Mamă, băi, zici că se filmează vreun film pe aici. Deci uitați-vă cât de tare, bă, și atât de rapidă, dar e prea rigidă. Deci efectiv alunecă în continuu. Ce ai, mă? Zici că a venit Moș Crăciun. Mi s-a îndeplinit aici o dorință. E mult prea tare, bro. E mult prea tare această mașină. Dar bineînțeles că sunt foarte multe lucruri pe care le poți desena în GTA 5. Iar următorul lucru pe care o să-l desenăm e ceva care sunt sigur că nu o să funcționeze. Deci efectiv o să facem ceva la troll. Pur și simplu o să facem și noi un fel de bicicletă, dacă știți, alea cu roțile așa mari, rău de tot. Le facem în genul acesta, niște roți, bineînțeles. Sau poate fi și motocicletă, nu prea contează. Și după aia îi facem una mică de tot. Deci una micuță așa, deci de-abia am făcut-o aici, nu-și dă seama absolut nimeni, bro. Zici că-s două volane. Și după aia îi facem și aici cadru, ceva de genul. Și dacă își dă seama jocul despre ce este vorba, n-ai cum. Dar uitați-vă cât nasol este desenul. Bro, ce e asta? Nu pot să cred așa ceva. Deci arată atât de oribil, dar în același timp destul de interesant. Însă, bă, cum e posibil să existe așa ceva în GTA? What? Adică, efectiv, are o roată micuță aici, care n-are niciun sens, dar arată cam cum am desenat eu. Și acolo în stânga, what? Exact și modelul de roată cum am făcut eu, una mare rău de tot. Bro, asta e efectiv o roată de căruță. What? Nici nu se mișcă roțile. What? Bă, ăsta e un cauciuc gol. Deci ăsta e efectiv un cauciuc gol. Iar acolo în față, bă, stă pe un PlayStation sau ceva de genul. Adică ce e ăsta aici? Arată ca un PlayStation ăla pe care stă. Adică nu știu, zici că e foarte ciudat. Și uitați-vă la cadrul acestei biciclete sau motorete, bro. Deci nu se mișcă nici măcar roțile. What? Uite, bă, bă, asta e motoretă. What? Nu pot să cred așa ceva, bro. Deci jocul ăsta e foarte ciudat. Deci urcăm și pe scările astea. Ia uite-o, frate. Uitați-vă cum e asta, bro. What? What do you mean? Cum există așa ceva în GTA 5? Deci efectiv a ieșit desenul. Deci chiar, bă, deci n-ai cum așa ceva. Orice îți dorești chiar apare în jocul ăsta. Mi se pare absolut fenomenal. Ia să vedem cât de rapid este, dar mi se pare atât de troll. What? Deci asta chiar există? Deci poți să desenezi absolut orice în jocul ăsta, bro. Deci mi se pare atât de ciudat. What? Uitați-vă cum se duce, bă. Ce e asta, bă, motoretă sau bicicletă? What? Și cu roată de căruță, n-ai cum așa ceva. Uitați-vă cât de rapid avem. 250 la oră. Wow! Bă, ce ai cum, bă? Deci asta e prea tare. Bă. E prea tare, bro. Oh, facem accident, nu? Oh, ok, asta n-a fost în plan. Oh, ne-am dus. Având în vedere că eu desenez numai chestii stupide de când a început episodul, ei bine, am gândit la o chestie, să fac un mic concept, să văd dacă există așa ceva, dar nu prea cred pentru că n-am văzut. Aș vrea să facem ca un fel de barcă, ceva de genul, deci un fel de barcă din asta. Și bineînțeles, poate să fie mai mare, să fie ca un iaht din asta, nu știu, o barcă din aia foarte scumpă. Aici zicem că e volanul, dar nu are volan. Și după aia să aibă elice de elicopter din asta, așa, nu știu, să aibă niște elici din de elicopter, ceva de genul. Și să facem și aici încă una, încă una aici. Deci o să arate, știți cum? Ca o barcă sau un iaht care zboară cu niște elici de dronă. Deci, nu știu, mi se pare absolut ciudat. Bine, normal ar trebui să ne dea o dronă sau dacă nu, o barcă cu elici de dronă. Oare există? Holy smokes! Bă, ce e asta? What? Bă, are mai multe elici decât am făcut. Are 6 elici? What? Asta nu e dronă. Deci asta nu e drona, asta e cea mai ciudată chestie pe care am văzut-o vreodată și merge controlată. Wow! Bă, băiatule, ce poți să faci cu așa ceva? Deci asta e dita mai iahtul? Bro, asta nu mai e iaht, ăsta e direct vapor. What? What do you mean? Bă, ăsta e iahtul ăla din GTA 5 cu 6 elici și poți să zbori cu el? Bă! Poți să vezi ceva pe aici? Nu pot să cred. Ăsta e interior, uitați-vă cum arată. Deci din interior de aici te urci direct pe scări acolo, te duci în cameră. Bro! De ce se ține? Deci nu se ține de absolut nimica. What? Ce e asta?
asta, bro. Deci astăzi chiar că dăm de toate chestiile care există în jocul ăsta, cele mai ciudate și stupide, pentru că mi se pare cea mai stupidă creație. What? Bro! Nu te cred. What? Ce e asta? Hai să sărim repede din el, mi se pare absolut ciudat! Și uitați-vă cum arată, unde e, bă? Bă, a dispărut? Nu pot să cred. Ok, deci efectiv a dispărut dintr-o dată și nu îl mai văd. Bro, bă frate, am de sana numai ciudățenii pe GTA 5 până acum, deci numai ciudățenii, dar o chestie e sigur. Vreau să văd dacă pot să desenez, bineînțeles, un cart în GTA 5 și dacă o să-l primi. Deci știu că carturile arată ceva de genul, deci ceva așa mai rotund, în formă de U. După aia trebuie să aibă niște roți din astea mai micuțe aici. Deci ăsta cred că e cel mai tare desen care mi-a ieșit până acum, dintre toate. După aia, până mai aici, niște roți. O să aibă aici ceva de genul niște bări din astea. Și are volanul ceva de genul. Eu știu că așa arată carturile. Și dacă v-ați dat vreodată cu carturile, în realitate scrieți în secțiunea de comentarii. Iar aici trebuie să fie și scaunul pe care stă șoferul, bineînțeles. Ia să vedem, deci ceva de genul. Deci trebuie să avem un cart. Bă, nu pot să cred, avem un cart? Bă, ăsta e cartul lui Mario? What? Bă, eu nici măcar n-am vrut cartul lui Mario, am vrut cart normal. Și aparent mi l-a dat pe ăsta lui Mario. Wow! Uite cât de tare e, bă, da, se învârte în continuu, nici nu merge controlat. Deci, efectiv, e prea greu de controlat acest cart. Bă! Da, astea sunt foarte rapide. Hai să încercăm să mergem în linie dreaptă, fără să ne mișcăm, că dacă nu facem accident. Nu, 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 nu. Bă, mai încet, bă, mamă, bun. Aia a fost chiar ok. Deci avem un handling destul de ciudat aici pe cartul ăsta, deci uitați-vă cât de dificil merge. Bro, avem ca... What? Mamă, am făcut un fel de accident. A sărit mașina peste noi, dar nu mai contează. Bă, uite cât de tare. Deci avem cart în GTA 5. Wow! Uite cât de tare e. Bă, mamă, nu, facem accident. Mamă, deci e jale ce facem aici pe autostradă. E jale, dar uitați-vă cum merge cartul ăsta, bro. E prea tare, n-ai cum, deci efectiv e mult prea tare. Mamă, ce se duce. Bă, nu, deci mărim, e clar. Aici nu mai avem mult, deci cred că ajungem direct acolo. Mamă, uitați-vă cât de rapid merge, bă. Dar stai așa, cât de repede poate să meargă cartul ăsta, de fapt? Stai așa că sunt foarte curios. Cât de repede poate să meargă un cart din ăsta, având în vedere că avem aici linie dreaptă pe autostradă. Ia să vedem, bă, cât de repede merge. A oprit toate mașinile, că, na, e roșu. Acum e verde, exact acum. Bă, aproape 200. Oh, aoleo, auci. Da, cred că nu prea bine ce s-a întâmplat acum. Acum cum ne mai ridicăm de aici? Tocmai mi-a venit o idee foarte ciudată pentru următorul desen și mă gândeam la o treabă. Știți că există gropile alea de gunoi și sunt mereu așa niște mașini din astea, deci sunt niște mașini, dar trebuie să-i punem roți ca să-și dea seama GTA-ul că sunt mașini. Și bineînțeles că sunt mai multe, una peste alta, frate. Deci mai multe mașini, una peste alta. Și normal, având în vedere că apare orice desenăm noi pe joculețul acesta, vreau să văd dacă apare și chestia asta. Deci niște mașini așa, urcate una peste alta. Deci dacă există așa ceva și ne apare... Bă, chiar a apărut așa ceva, nu te cred. What? Bro, deci chiar există chestia asta? Bine, ce se există? Nu există, dar dacă desenezi tu, devine realitate. What? Bro, sunt trei mașini, exact cum am desenat eu, una peste alta. Bă, uitați-vă că și roțile sunt la fel de mici cum am desenat eu. What? Bro, uitați-vă cât de stupidă e mașina asta, bro. Dar imediat se dărâmă, nici nu pot să ies de aici, din parcare. What? Bro, cum se existe așa ceva? What do you mean? Bro, deci există o mașină care are încă o mașină peste și după aia încă o mașină. Deci uitați-vă aici, deci dacă îi spargi roata la asta de sus, oare mai merge? Bă, dați seama că ar trebui să meargă, că n-are nicio chestie. What? Bro, cum se există așa ceva? Deci efectiv astăzi apare orice desenezi pe GTA 5. Bă, uitați-vă cât de tare, bă, stai așa că l-am luat pe domnul de aici, că a stat în cale. Mamă, uite cum e mașina asta, bă, dar se dărâmă imediat. Ia, sunt foarte curios dacă putem să dărâmăm mașina asta. Bă, chiar se dărâmă, what? Nu pot să cred. Mamă, chiar se dărâmă mașina asta. What? Stați așa că mă idee, dacă mergi cu viteză mai mare, normal o să fie mai dificil ca ea să stea pe șosea și se dărâmă. Hai să încercăm. Uite, mamă, bă, nu pot să o dărâm, ba da. Oh, oh my god, aparent
A revenit pe picioare. What? A revenit iară pe roți, dar a ieșit aici ușa de la una dintre mașini, la aia de jos. What? Nu pot să cred că există așa ceva. Deci uitați-vă ce poate să existe în joculețul acesta. Dar sunt curios de o chestie. Normal, ar trebui să fie lipite, nu? Dacă stau așa. Dar hai să vedem o chestie. Dacă noi tragem aici cu lansatorul de rachete, oare cad mașinile de sus? Ia! OMG, nu pot să cred. Bă, și-au rămas toate așa. Bă, astea sunt lipite. Nu pot să cred așa ceva. Deci toate astea trei sunt lipite între ele așa. Deci nu cade una de sus sau aia de la mijloc. What? Bă, cât de ciudat, dar în același timp tare, chiar e tare. Am putea noi să mai desenăm, bă, și să devină realitate. Deci scrieți și ideile voastre în secțiunea de comentarii. Ce ați desenat? Băi, dacă ați putea. Ia să vedem. Deci, bă, mi-a venit o idee, mă. Dacă facem noi așa ceva și există, eu rămân cu gura căscată. Deci, efectiv, dacă își dă seama jocul la ce mă refer aici, dar oricum se înțelege cât de cât, de se înțelege. Și aici o să facem un om, ceva de genul, care stă și el, bineînțeles, își face treaba cu mâinile pe aici și avem și picioarele, bineînțeles, acestui om. Cine și-a dat seama, scrieți în secțiunea de comentarii despre ce este vorba aici. Ia scrieți, ce credeți voi că este treaba asta de aici? Nu-mi vine să cred. Bă, Franklin, ce cauți pe un WC-ul în GTA 5? Ok, bine, practic l-am desenat eu, dar nu credeam că există așa ceva. What? Bă, cum să existe și merge condus? What? Bă, când stai pe un WC-ul trebuie să-ți faci treburile, frate, nu să conduci. What? Ăsta chiar e un WC-ul? What? Ia, nu pot să cred. Uitați-vă cât de rapid e. Bă, am ieșit pe stradă cu el. Nu, am căzut în apă. Aoleu. Bă, fraților, chiar poți să conduci un WC-ul în GTA 5? Deci, efectiv, sunt mai rapid și decât mașinile astea de pe stradă de pe aici. Și hai să sărim pe această rampă. Bă, a ieșit toaleta din pământ de pe aici. Bro, uite cât de ciudat e. What? Nu pot să cred. Bă, facem accident cu WC-ul. Oh, ok, auci. Aici a fost cam ciudat. Și, dar de ce se ține el, bro? De ce se... What? Bă, deci asta chiar e poziția pe care o ai în momentul în care te duci la baie. Și acum are chip Franklin, dar el conduce WC-ul. Deci el nu-și face treaba, el conduce WC-ul. Bro, deci asta mi se pare mie cea mai ciudată chestie. What? Un WC-ul mașină? What? Bro, uitați-vă cât de stupid arată. Adică, cum să existe așa ceva? Să uite și nenia la noi. Nu pot să cred așa ceva. Ne-a văzut pe WC-ul. Da, deci normal când îți faci treburile n-ar trebui să fii în public, ci trebuie să fii acasă, la toaletă, nu în public, Franklin. Avei tot timpul din lume să-ți faci treburile. Deci n-ai cum așa ceva, bro. Cum să existe așa ceva în GTA 5? Adică dintre toate chestiile din lume există un WC-ul mașină. What do you mean? Mai bine îmi spui ce ai desenat tu în GTA 5. Să sperăm că nu e la fel de ciudat.